Bun găsit, sunt Ela Stângă. Federația Română de Fotbal a ținut obișnuita consfătuire anuală cu reprezentanții din teritoriu. În încercarea de a salva ce se mai poate, mai mari fotbalului românesc au supus discuției modificări ale sistemului competițional, menite să asigure o anumită consistență și un sport de calitate ligilor a doua și a treia. Întâlnire importantă la Federația Română de Fotbal, acolo unde reprezentanții echipelor din ligile a doua și a treia, dar și președinții asociațiilor județene de specialitate, au dezbătut probleme esențiale pentru viitorul acestui sport. O întâlnire de lucru a președinților asociației județene de fotbal, sau cu toate structurile afiliate la Federația Română de Fotbal, întâlnire de lucru cu conducerea federației, ocazie cu care s-au dezbătut mai multe aspecte legate de activitatea fotbalistică din țara noastră și în mod deosebit specifice județelor noastre unde ne desfășurăm activitatea. E vorba de sistemul competițional care se va adopta în perioada următoare 2013-2014 la Liga a doua, Liga a treia, pentru că Liga a întâia e subordonată Ligii Profesioniste de Fotbal. Vorba de activitatea de copii și juniori. S-au stabilit datele de desfășurare a barajului pentru promovare în Liga a treia în 19 iunie și celelalte activități pe care trebuie să desfășurăm. Sunt modificări și în sistemul competițional pentru ligile a doua și a treia, care vor produce efect și asupra barajului de promovare pentru campioanele de județ. În mod cert, în adunarea generală ordinară care va avea loc în perioada imediat următoare, s-a discutat și la seriile de Liga a doua și de Liga a treia cu delegații echipelor. E vorba de două serii de Liga a doua la 14 echipe fiecare serie și foarte posibil numai 4 serii de Liga a treia cu 18 echipe. Așa cum am spus, Liga a treia fiind subordonată Ligii Profesioniste, nu avem nicio problemă de discutat vis-a-vis de activitatea dumnealor. Vom reveni și cu alte detalii de la această acțiune a Federației Române de Fotbal. Înotătorii de la CSM Drobeta pleacă joi la un puternic concurs internațional ce se va desfășura în Austria, acolo unde Marius Radu și colegii săi încearcă să-și testeze nivelul de pregătire pentru competițiile oficiale din 2013. Un 2013 dominat de mondialele de seniori, acolo unde Dan Bădescu speră să fie prezent și sportivul pe care îl pregătește la Clubul Severinean. Joi, înotătorii de la Clubul Sportiv Municipal din Drobeta, Turnul Severin și antrenorul Dan Bădescu vor pleca la o puternică regată internațională ce se va desfășura la Linz, în Austria. Sportivii secției de not a Clubului Sportiv Municipal Drobeta, Turnul Severin va participa în perioada 18-20 ianuarie la un concurs internațional la Linz, un concurs de verificare înaintea competițiilor oficiale care vor avea loc în perioada aprilie-iunie. La această competiție participă Radu Marius, Artimon Alin, Vanță Dacian și Coroi Stoian. Ce va urma pentru înotătorii severineni de la Clubul Sportiv Municipal din Drobeta, Turnul Severin? După această competiție ne vom întoarce în țară, iar pregătirea o să o desfășurăm la Izvorani până la campionatele naționale care vor avea loc în luna aprilie la Pitești. Sperăm ca 2013 să fie un an bun pentru notul de la CSM Drobeta, Turnul Severin, obiectivul prioritar fiind participarea lui Marius Radu la ediția campionatelor mondiale de seniori. Continuă modificările în lotul echipei de Liga 1 CS Turnul Severin. Unii vin, alții pleacă, important fiind cu cine va rămâne Gerigane pentru a încerca realizarea unui obiectiv care pentru mulți pare de neatins. Nu același lucru îl spun oficialii și jucătorii severineni, care încă speră că în viitorul sezon competițional echipa noastră va evolua tot în primul eșalon al fotbalului românesc. Continuă mișcările de jucători la CS Turnul Severin. Buleică și-a perfectat contractul pe 4 ani jumate cu Pandurii Târgu Jiu, plecând din postura de jucător liber de contract. De menționat că jucătorul severinean a mai fost dorit de Dinamo, Rapid și Concordia Chiajna. A venit la echipa noastră al cincelea portar, Maria Mecea de la FC Old, Tibi Lung urmând să aleagă pe cei trei care vor rămâne în lotul pentru sezonul de primăvară. Din lotul vechi au mai rămas la CS Turnul Severin, Iordan Bălău, Mila Mitiș, Neacșa Golici, Olah Dragalina, Pătraș cu Hugo Mutinio și Arnăutu, dar încă nu știm verdictul final, cel puțin în cazurile lui Mila Mitiș și Hugo Mutinio. Vom reveni și cu alte amănunte de la echipa noastră. Atât pentru astăzi, sunt Ela Stângă și vă aștept și mâine cu noi informații din sportul mehedințean. Ne reauzim la aceeași oră și bineînțeles în același loc. Până atunci, vă salut și vă doresc numai bine pe mâine!